Prieteni, eu sunt Antonia și astăzi vom face iepuraș din origami. Ne trebuie un pătrat, așa, pe care îl vom îndoi, îl vom ține așa și îl îndoim. Și așa este. Acum vom lua colțul de aici și îl vom duce la linia unde am făcut triunghiul. Pe amândouă vom face așa. Și cam așa este. Le îndoim pe amândouă așa. Și acum vom lua colțul acesta și îl vom duce până la linia unde am făcut urechile. Așa. Și de acolo asta vom împărți cam pe jumătate și să iasă codița. Așa trebuie să ne arate în interior și așa pe exterior. Și acum o întoarcem asta invers și punem colțul ăsta până la linia aceasta de aici. Și cam așa este. Și acum îl vom îndoi în două. Așa. Și vom ridica urechile sus. Așa. Acum vom tăia aici, așa, linia fixă. Așa, acum putem lăsa și urechile așa în jos. Și le vom deschide. Și cam așa ești iepurașul, dar puteți și așa în sus să lăsați și să deschideți. Și cam așa este iepurașul nostru. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii ce ați vrea să fac și nu uitați să dați foarte multe like-uri și să vă abonați la canalul meu. Pa!